a făcut copiii să spună lucruri trăznite, a dat miliarde și cu toate acestea este un om extrem de discret și, în ciuda aparențelor, modest. Virgil Ianțu, cu umor și sinceritate despre Virgil Ianțu. O ediție extraordinară, brandul chinez. Marile întâlniri, așa îmi place să le numesc, au fost Marin Constantin, Moțu Pitiș, Nico Alifantis, Toca. De la oamenii ăștia am avut foarte, foarte multe de învățat. Bani și miliardari, copii trăzniți și mai puțin trăzniți și alte foarte multe lucruri care fac așa un fel de tablou al vieții noastre contemporane. Am mare onoare, și așa între paranteze vreau să vă spun, am vrut foarte, foarte mult să-l cunosc pe Virgil Ianțu, doamnelor și domnilor! Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația în emisiunea noastră. Și de ce am vrut să te cunosc cel mai tare? La început îmi părea că ești foarte arogant când te-am văzut prima dată. Nu s-a mai spus. Și am zis, mă, mi-e plac oamenii aroganți. Vreau să știu dacă într-adevăr e un om arogant și în realitate, până acum, înainte de emisiune, nu mi-e părut foarte arogant, așa că respectă-ți brandul. Nu, e nicio problemă. Da. Ești un om arogant sau nu? Mă, nu prea știu ce înseamnă asta. Există situații în care am întâlnit și eu oameni pe care i-am considerat aroganți, pentru că în public, mai ales dacă ești singur, nu ești cu un prieten, e greu, s-ar putea să pari și tu. Lumea mai are și treaba asta, așteaptă tu să-i saluți chiar dacă nu-i cunoști, pentru că ei te cunosc pe tine. Și atunci eu mă izolez așa când e multă lume, să ia uite și pe ăsta e arogant, știi că ai o anumită mimică și ești interpretat greșit. Nu știu ce e aia. Poate par câteodată, adică mi-au spus mult prea mulți ca să nu fie aparent adevărat. Prima breșă în percepția mea față de tine, asta cu aroganța, a fost când l-am citit undeva că ești un mare muzician, adică ai studii de muzică, mare știi muzică față de alții. A fost Caraian. Și am zis, mă, oricine iubește muzica la nivelul că a studiat-o mult și face în continuare muzică, devine cu două, trei trepte mai sus pe scara mea de valori. Povestește-ne un pic despre ce înseamnă muzica pentru tine. Muzica a început mult mai devreme decât am realizat că sunt pe lumea asta. Adică dacă mă întreb, mult prea devreme pentru un copil, pentru că până nu demult visam cu profesorul meu de vioară. Eu am început la 5 ani și jumătate înainte cu un an de a începe școala. Am început să fac teoria muzicii, să învăț să scriu note și să solfegez. Și instrument, vioară. Și până nu de mult, îți spun, până acum un an, visam cu profesorul meu de vioară, că mă duc la oră, ba n-am partiturile, ba n-am studiat și am recital sau audiție sau concert sau examen sau așa mai departe și eram nepregătit. Și a durat, deci până anul trecut, am tot visat treaba asta, până când m-am dus la profesorul meu de vioară. Și am zis, domnule, eu gata, sunt mare, nu mai trebuie să studiez, lasă-mă, domnule, cu vioara asta. Și de atunci ne-a lămurit, se pare că în vis și n-a mai apărut situația asta. Așa că nu e ușor și cu studiul ăsta de mic. Da, am început la Timișoara, am terminat la Timișoara cu același profesor de vioară din cât eram, 20, cred că în clasa 1, eram foarte puțin. Am rămas 4 până în clasa 12-a. Chiar zilele trecute au venit cu Filarmonica din Timișoara doi din cei trei, eu eram al patrulea, și ne-am văzut și ne vedem foarte des, am rămas foarte apropiați și asta e un lucru fain. Muzica m-a format, m-a ajutat în tot ce am făcut până acum, absolut tot, și în televiziune și auzul și televiziunea mi-a fost mai ușor să învăț lucruri. M-a ajutat auzul, m-a ajutat intonația și așa mai departe. Vocea, glasul, care și el era format ulterior după ce am lăsat vioara. Au fost etape foarte importante prin care am trecut legate de muzică și de care sunt foarte mândru. Aș vrea să ne povestești un pic de experiența cu Corul Madrigal. Aia mi se pare un lucru extraordinar. Tot românul știe despre Corul Madrigal. Da, este una dintre etapele, cred că este cea mai importantă, dar una dintre etapele importante
din viața mea, timp de 9 ani, gândește-te ce înseamnă să-l ai în față pe Marin Constantin. A fost o experiență fantastică, am învățat atâtea lucruri și viața în colectiv, ce înseamnă să lucrezi la acel nivel profesional, unul de neatins. E foarte greu să explici în cuvinte la ce nivel se lucra acolo și ce rigoare exista și câtă frumusețe. Acel om scotea din fiecare dintre noi, eram o formulă de 28, formula principală de turneu. Ne simțea pe fiecare. Mie mi s-a întâmplat un lucru. Venisem obosit la repetiție. Cântam, eram împrăștiați, nu stăteam băieți bași lângă bași, tenori lângă tenori pe partide. Eram împrăștiați în formula respectivă și când pregăteam un concert, când nu era muncă de bucătărie, când deja era punea spuma, lucra mult cu ochii închiși. Și pentru câteva secunde, eu îmi făceam treaba acolo, bine, eram ok concert, dar m-am gândit la ce am de făcut după. Și mi-a zis, Virgil, vezi că te simți, te gândești în alt loc. Cam la nivelul ăsta lucra Marin Constantin. Deci peste tot ce înseamnă note, emisie, alea veneau dinăuntru. Și gândește-te că cu această formație am umblat prin lume și am cântat niște locuri pe care nici nu visam să le văd. Am fost invitați la un moment dat de Vatican, am cântat la San Pietro, la Panteon, invitați de familia regală britanică, era domnul Lord. Țin minte că era camera lorzilor, era și Ehudi Menuhin printre ei pe vremea respectivă și acolo am avut și niște părți de solo. Nu zic ce trăire era, da, Tony Blair a vorbit la început, la Westminster Abbey. De câte ori ai ocazia în viață? Iar un moment istoric așa în activitatea formației, la San Marco în Veneția, se cântă odată la 100 de ani. Și în anul respectiv, dacă nu mă înșel, în 94, am fost noi invitați să cântăm în catedrală. În rest, nu se dau concerte. Adică au fost momente de astea de mare importanță pentru cariera formației și pentru mine. Și de la un Puști, că eram cel mai tânăr de acolo, care a venit cu teamă și când vedeam pe oamenii aia, știind ce au făcut, ce au realizat în atâția ani, am ajuns să am, chiar la un moment dat aveam 4 solouri într-un concert și eram așa foarte, mi se întâmplaseră lucruri foarte repede și mă mai întreabă, dar de ce nu faci nimic în muzică, că ai, că poți? Eu în muzică am făcut lucruri extrem de importante, dar se pare că mi-a venit rădorul. Și de vreo 3 ani de zile am început să mă gândesc la un album pentru că mi-a venit o idee. Era singura zonă, de fapt zona unde cred eu că mă regăsesc în perioada asta. Cred că am vârsta potrivită pentru ce vreau să fac de acum încolo. E și eu un moment poate un macaz în viața mea. Și mă bucur foarte mult că am reușit să fac asta, un album, ți-am zis, mă gândesc la el de vreo 3 ani. În ultimele, nu știu, luni am lucrat serios la el pentru că omul cu care am lucrat, adică George Natsis, era foarte prins și și-a făcut timp pentru că i-a plăcut și lui ideea. Și a ieșit un album mult peste așteptările mele. Mult. Când îl așteptăm să-l auzim? Sfârșitul lunii ar trebui să intre pe radio în single. O să înceapă concerte. Probabil, nu pot să dau un procent, dar îmi doresc să se întâmple așa. În februarie un concert la Sala Palatului cu Big Band-ul. Da, e un proiect foarte mare, foarte costisitor, dar asta e mai puțin important. Sunt implicați foarte mulți oameni, muzicieni, foarte, foarte buni. Pe unii știam din conservator, pe alții nu. Au realizat un lucru
fantastic și le mulțumesc, o să le mulțumesc mult de acum încolo. M-a ajutat Despot iară la treaba asta foarte mult. Despot mie e prieten, Ali Despot de la Vița de Vie. Și a stat cu mine de la a găsit studio, setup, la studio se pricepe foarte bine. A stat în preajma mea când am înregistrat vocea. A făcut multe lucruri și m-a ajutat mult. Ascult ce îmi spui despre partea ta muzicală și mie aproape că îmi pare rău că te-ai apucat de televiziune, zău. Adică... Mulțumesc mult! Trendul era așa extraordinar. O să zic și eu. Da. Trendul era așa, deci mergeai, povesteai și eu mă înfioram așa, auzeam ce ai făcut lucruri și dintr-o dată îmi dădeam seama așa în timp ce te ascultam, mă, undeva s-o rup ceva. S-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? Îți spun eu ce s-a întâmplat. Dacă ne referim la Madrigal, s-a întâmplat că maestru Marin Constantin ajunsese la o anumită vârstă și repetițiile cu domnia sa erau tot mai rare. Și repetam cu altcineva, nu mai era. Eu vreau să rămân în suflet cu perioada respectivă și atunci m-am retras. Am cântat într-un alt cor, da capo, am format cu niște tineri, după care a apărut treaba cu televiziunea și a fost bine că a apărut. Mi-a plăcut, nu mi-am dorit niciodată să fac asta. A fost o întâmplare și m-am bucurat pentru că am învățat foarte multe lucruri. Am cunoscut, am o fetiță datorită televiziunii, am cunoscut-o pe mama. Producător la Vrei să fii miliardar pe vremea aia. Adică s-au întâmplat multe lucruri foarte, foarte frumoase în perioada asta. Și am avut ocazia să lucrez, să fac formate, să prezint formate mari, recunoscute în străinătate și au rămas cumva ștampilă pe fruntea mea, cel puțin două dintre ele. Da. Legat de Vrei să fii miliardar, era momentul ăla, ai dat de câteva ori marele premiu. De două ori, da. Da. Cum te simțeai în momentul ăla când știai că răspunsul e bun și să-i spui omului, frate, ai câștigat? În momentul în care era blocat răspunsul lui, eu abia atunci aflam că este corect sau care este corect. A fost o emoție atât de puternică. Primul concurent a reacționat foarte fain. Al doilea concurent, care era un tânăr, fost dansator, stripper, așa ceva, extrem de inteligent, bă, dar n-avea reacții. Mai zâmbea, mai făceam o glumă și a văzut de treabă până la final. Eu eram mult mai emoționat și mai trăiam mult mai puternic ce se întâmpla acolo. Chiar după ce am văzut, m-a și deranjat. Zic, băi, ai ocazia să ajungi aici să realizezi treaba asta, să îți încerci limitele de cunoștințe și să iei și o grămadă de bani. Primul concurent a fost mult mai viu. Iar sentimentul ăla că poți să-l faci pe om să simtă că este apreciat pentru ceea ce a citit și a învățat, era extraordinar. Adică mă emoționam, nu odată mi-am umezit ochii și nu numai la câștigători. Am văzut mulți tineri și nu venea să cred că știu atâtea lucruri, că vorbim de domenii diferite. A fost o experiență și acolo am cunoscut caractere diferite, oameni cu reacții diferite. E fantastic. Pe partea de televiziune, eu am fost fan, eu am trei copii.
Și când mă uitam la copiii aia trăzniți, deci eu adoram emisiunea aia, nu pe tine neapărat. Ci pe aia, nu era personajul principal. Iar uite-mă că am oră la coafort. Da. Bine v-am găsit. După cum știți, trăim cu toții vremuri tulburi, în care nu mai știm care ne sunt modelele, pe cine ar trebui să apreciem, să admirăm, sau în cine să avem încredere. Ce este o televiziune de știri? O televiziune de știri ne arată știrile. Ai? Serios? Crezi că dacă ai o televiziune poți conduce lumea? Nu. Dar pe cine poți conduce? Fanii. Cine-i fanii? Fanii înseamnă, adică, cei care te adoră. Îți place să fii adulat? Da. Mm-hmm. Și adorat? Da. Și iubit? Și ridicat în slăvi? Adică ți-ai dori să devii paranoic la un moment dat? Mm-hmm. Adică dacă investești practic în televiziune, investești în, ce am zis mai devreme, cuvântul respectiv, paranoic. Așa. Uite, dacă voi doi, să zicem că v-ați face o televiziune, da? Pe cine ai vrea tu să vezi la o emisiune de știri mai des? Pe Pițurcă când dă gol. Mm-hmm. Nu o să mai ai ocazia. Tu, pe cine ai vrea? Pe Jackie Chan. Mm-hmm. Bun. Și cine ar fi șeful televiziunii dacă ar fi să lucrați împreună? Eu ca aș fi mai mare și el ar fi regizorul. N-ai vrea tu să fii șef? Da. Să fii șeful lui? Eu să fiu șef și el actor. Așa nu merge. Ești de acord să fii tu pe locul 2? Votez împotriva lui. Deja? De data asta. Dar să presupunem că, uite, tu ești șeful, da? Ok. Care ar fi prima sarcină pe care ai dat-o? Ce îi spune să facă prima dată? Ea îi spune să... Spune. Ți-aș spune ție spune. Să... Spune. Așa. Ți-aș spune să dansezi. Să dansezi. Da, cum îți cântă el? Ce muzică se... Orice, populară, ce-ți place. Să joace cum îi cânti tu. Pușca și cureaua lată, ce bărbat e, dam odată. Alergăm primul și voi cu tații mei. Îți place să joci cum îți cântă el? Nu. Iartă-mă că să spun, dar nu erai șeful emisiunii. Păi nici nu asta trebuia exact să se întâmple. Tocmai asta era ideea. Trebuia să cobor eu ștacheta și să-i ridic pe ei, să le dau importanță, pentru că atunci ei se simțeau pe locul întâi și se deschidau în fața mea. Și a fost foarte interesant să descoper că de la prima întâlnire vorbeau ca și când aș fi fost un prieten de-al lor. N-am înțeles de ce, poate că fiind de-o minte cu ei, probabil ei au simțit chestia asta și atunci lucrurile au mers perfect. Ba chiar erau părinți care încercau să-și liniștească copilul. Nu în cel mai... pe unii forțau, pe unii... Adică nu-s de acord cu treaba asta. Zic, domnule, n-are chef, lasă mai încolo, mai filmăm cu altul. Sau vorbeam cu copilul și era... Părinții au o problemă cu educația. Adică trebuie să educați copiii și după aia părinții. Da. Poți considera emisiunea ca un antrenament foarte bun? Nu știu ce vrei să mă întreb, nu te las pentru copilul meu. Pentru când vei fi tată? Nu, că n-are legătură. Gândește că era totuși un show, era un spectacol acolo. Eu eram, cum să zic, eram cu aceleași glume, cumva sunt cam aceleași cu copii și cum sunt eu acasă. Și atunci cred că am rămas în același registru și cu fiimea și fiimea mi le mai întoarce. Și îmi place care simți umorului, când face o glumă o face foarte serioasă, așa. Adică, știe, adică instinctul îl are. Hai să nu facem niște lucruri trăznite și să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ești de acord? Nu, dar n-am de ales.